Consiliul Local Ghiroda a aprobat implementarea unui nou serviciu opțional de colectare și transport a deșeurilor vegetale pentru gospodării. Acest serviciu a fost introdus și în Timișoara ca răspuns la solicitările primăriei municipiului Timișoara, având în vedere necesitatea colectării și compostării separate a deșeurilor vegetale. Începând din această toamnă, cei interesați pot beneficia de ridicarea resturilor vegetale, frunze, crengi, iarbă, de către retim direct de la domiciliu, pe bază de abonament. Serviciul va include ridicarea deșeurilor la fiecare două săptămâni în recipiente de 240 de litri în perioada martie-noiembrie. Prețul abonamentului va fi de 62,98 de lei per gospodărie per lună fără TVA, transmit reprezentanții primăriei Comunei Ghiroda.